Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïne, infime ma famille. Je suis une clandestina, ami, ami. La cocaïne, infime ma famille. Je suis une clandestina, ami, ami. La cocaïne, infime ma famille. Je suis une clandestina, ami, ami. La cocaïne, infime ma famille. Et t'as vu mes paroles. Quand je t'ai parlé de t'as vu mes parents, t'as vu mes paroles. Moi et mon frère étions heureux, si tellement heureux. Le jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres m'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres m'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne, infime ma famille. Destinée, je suis une clandestina, à Miami. Je suis une clandestina, à Miami. Ставим под печать, мусульманцам говорит, чему тебе? Еще время, но при Ане дешпала, мы все тучи. Honorata asistență, dragi absolvenți, scumpi părinți, stimați colegi. Vă salutăm cu drag la festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire a gimnaziului din Crasna. Întâmpinați cu aplauze absolvenții claselor a noua. Ti
Ким був тряча, фара віла, сестрикаря я вразу, кашіку мала й мине, кашіку наші перу. Я тоді ажмус, зіва карен кейчі, нова ан, бікарен петрекут імпріуне. Нова ан, є муке, є ефорт, є сукчесі, є букурік. Ані де слуги школар, фурмос повеця ста спрши, ростіцьку тоці, пімаваре, матуритаче, бун дені. În urmă cu 9 ani, când am pășit pragul școlii, în fața voastră se deschidea un drum frumos, pe care l-am parcurs cu încredere, îndrăzneală și chiar cu militate în urmă. Fiecare din voi reprezintă viața, mereu în mișcare și transformare, dotat cu inteligență, sensibilitate, creativitate și nu numai. Дякую за перегляд!
80 clipa de azi, pentru a flori clipa de mâine. Clipa de azi o veșnicim cu primul al vostru document, certificatul de absolvire a școlii complete clasei a 9. Cu dragoste pentru fiecare din voi, cel a căruia inima pulsează ritmic cu durerile și bucuriile, este directorul nostru care am vrea să-i oferim cuvântul. Stimați părinți, stimați colegi, scumpi absolvenți, aș vrea în primul rând să vă felicit cu această zi însemnată din viața voastră, să vă felicit că ați ajuns ziua în care veți primi certificatul de absolvire, primul document al vostru. N-am să vă vorbesc mult, ci doar vreau să vă doresc un drum bun în viață la cei care plecați, la cei care veți rămâne să vă continuați școala, vreau să vă doresc sănătate, în primul rând, să fiți cuminți și să terminați cu bine școala de acum generală. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să vă înmân certificatele de absolvire. Se acordă mențiune pentru Bruna Pilotier Andrei.
Кристина! Герману
încă o dată vă felicit cu această zi însemnată pentru voi. Să nu uitați de poveștile pe care le-ați primit în școală, să nu uitați de noi, învățătorii, să nu uitați de părinții voștri care v-au călăuzit pe parcursul acestor 9 ani. Eu cred că acești copii astăzi se închină în fața voastră, scumpărinți, vă așează pe brațe florile recunoștințe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de ei de parcursul acestor ani și cred că și de viitor vom avea nevoie să fim totdeauna alături de ei. Vă doresc un drum bun în viață și o seară minunată astăzi. Mulțumesc frumos! Toate trec. Orice final e un maxim de un început. Sfârșit nu există și doar despărțirea ne face să înțelegem importanța anilor de școală. Pășim acum e o nouă treaptă de viață, cu mari emoții stăm la porțile de drum. Avem în suflet lumină și speranță și în suflet un timp de mulțumire și de dragoste. Și de ea, dragoste și cu credință, priviți tot Universul să descoperim, că vom purta în suflet cu credință, dragii noștri profesori iubiți. Adio, scumpii mei colegi, vă îmbrățișez și vă iubesc. Și vă mai spun că, ori întregi, e voi o să ne amintesc. O scumpa mea iubită școală, eu prea nu vrei te părăsesc. Îmi pare rău cu fără loială, adio, și nu te iubesc. Viața se deschide în ochii noștri. Examenele ne așteaptă, ne așteptăm. Ne învățăm să construim viitorul, dar școala va putea că nu uităm. Ce minunată e școală, vă spune, poate încălzi. S-au dus toți de continuare, s-au dus și nu vor mai deni. Adio, dragi văzători, vă mulțumesc de ce ați făcut și mă aveați multe de ori că ați făcut tot ce ați făcut. Dar dincolo de ceea ce înseamnă școală, în sensul strict al cuvântului, am mai învățat ceva. Am învățat ce înseamnă speranță, curaje, dragi, prietenie sau cugezanță. Dumneavoastră ne-ați prezentat și primele capitole dintr-o lecție. Poate cea mai importantă, acea a vieții. Câte ne-am văzut ne-a pe gânduri de destinul fără că primerea în gimnază ce mai schiți gândurile relaționate cu spriseză de realizare a personalității în drumul nostru spre direcție. Împrămuți eu. Să păstrați dragostea față de prieteni, colegi, față de învățători, pentru că, la sigur, drumurile voastre se vor întâlni vreodată.
părinților, care ne-au pornit în fiecare dimineață la școală. Ne închinăm până la pământ pentru grija ce ne purtați, pentru bunătatea sufletească. A avea părinți înseamnă a fi bogat. Iată de oricât de departe ar fi primăvara bucuriei noastre, oricât de apăsătoare ar fi tristețea sufletului, e destul să ne amintim de părinți și pe data de subțin pătruși de o lumină răscolitoare, de o căldură dătătoare de viață. Stimați și bunii noștri părinți, ne închinăm până la pământ pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi. Vă iubim mult! Mulțumim pentru că ne-a luminat cu dăruire și răbdare, zi de zi. Dacă vrei să cunoști când ești așa, e multă iubire și întristare atunci când copiii greșesc cu ceva. Inima mamei și suferință și grijă, speranță și lucru și dor, de pleacă copiii și casa în pustie, inima mamei optează un somn. Să sărbătorim cu mâna mai, e deja un obicei, însă ea ar merita mereu să fie ziua ei. Nici așa n-ar fi de ajuns. Și gândindu-mă îmi dau seama că nici praf de stelendar nu o pot răsplăti pe mama. E ca o floare pregătită ce-și încântă privitorii și nu se plânge nimănui când soarele îi fură norii. Din petale dacă plângi, pusă fără cu femei, mama tot ce m-a gândat, căci asta e venirea ei, este sare din bucate. Este miere de amar și că noapte îți pământă, mama îți devine par. Este cât de puntuios cel ascuns la nesfârșit. Este locul de odihnă când ești plin și obosit. Când e curiezi oameni, muzicii nu știu gama, dragostea chiar de chip. Știu că asemenea cu mama. Zâmbitul ei victorii, cu orice fel de instrumente, nu l-au pictat, când el se ascunde un amalgam de sentimente. Când copiii o rănesc sau îi spun vorbe fără rost, ei sărută și îi iartă, uitând pe loc tot ce a fost. Când sunt plecat pe lângă ea, e cea nu se deslipește, căci pe mama cea mai tare, dorul o încălzește. Data viitoare când o vezi cu cercane și obosită, dacă stă părul cu voi, e agitată și grăbită. Să nu reproșești nimic. Iubiește atunci cât poți de mult, căci timpul ei se lada ție și timp de ea n-am mai avut. Câte treci de zâmbe te-am văzut și am primit, zâmbetul ce are mama, pe niciun chip nu l-am găsit, fiindcă în spatele lui stau îndrăgite dragoste, cu bunătate, cu lacrimi, în vina mea. Oare a regretat că mama te rezolvă chiar pe toate? Și n-am auzit cum veci să spună că nu mai poate. Totuși, am suprins o noapte, vorbea cu Dumnezeu, și suspina. Sunt atât de frântă, Doamne, dar te-ai putere din putierea ta. Știi cum să nu înțeleg de mama? Fără somn, plină tătură, când era mic, nu prea dormea, căci ce vechea în ce secundă. Iar acum că ai crescut, e grijă nu poate dormi, fiindcă nopțile de mama sunt rugăciuni pentru copii. Doamne, orice ce mi-ai dat a fost frumos, dar îmi dau seama că darul cel mai minunat a fost când mi-ai dat pe mama. Fă-mă să o prețuiesc, să o iubesc, să-i dau vreo multe, căci mai scump decât argintul sunt firele ei care o tine. O văd atât de rar să stea, să ia o pauză, cât de mică, nici răsăritul n-a sosit, când chiar din pat se ridică. Gătește mult, dar nu mănâncă, nici când termină, nici apoi, pe semne că ea se hrănește cu fericire de la noi. Să fii mamă nu-i ușor, dar e frumos și e bine
deci sentimentele curate din inimă de mamă vii. Mamă tare vreau să fii, însă nu îți fie teamă, ai să înveți să fii mamă, doar atunci când e bine mamă. Я мама, дорогая, ты ее без чего. Colegii mei iubiți,
vieți întotdeauna, să rupe drumul iară voi plecați. Noi suntem unul din cinta ei cu una. Vă rugăm cu numii noastre să vă închinați. Din nou te încurajate de zile ca pășit și ne așteptă la școală dimineața, la fiecare în viață, cu doar ne-au venit pe casă, ca te duce. Așa e viața. Rămâneți amintiți de lepsi trecute, colegii mei iubiți de mine nu uitați, te duc martucoși începute, dar că atunci de mine nu știați. Pentru voi, la Domnul cel putere, e cel mai scump că Domnul cheltuit. Puteți să aveți și o casă de avere, dar vă doresc de este de unde am pornit. Absolvent, e clipa cu mare emoții, că ce bine să ne despărțim și pe care va pleca la lumea vieții, pe care sigur o să te pui Domnul. Viața se deschide în fața noastră, examenii ne așteaptă, ne așteptăm, învățăm să construim viitorul, dar școala noastră dragă nu uităm. Ce minunată era școală, pe bune câtă zi. S-a dus soarele de mioară, s-a dus și nu vor mai veni. Frumoase amintiri ne leagă de colectivul ce acum se desparte, împreună noi cât de facem și cât de uniți noi eram. Pentru năzbâitele noastre, iertare ne cerem tuturor, ne spunem cu puține modestie, făceam și lucruri bune uneori. Au fost anișori de paradis, care nu se mai repete niciodată, dar dacă Domnul ne-ar mai fi permis, i-am trăit din nou și nu mai odată. Vor trece ani de-a rândul și noi departe ne-am aflat, dar să știți că noi cu gândul ești lângă voi ne vom afla. Azi, în comentire, se adună în buchetul celor răscolit mereu, e seara de adiu și de bun de noastră. Ați face mult din propos. Se duce drumul măruitoare, împodobit cu flori de crin, am fost trăi, colegi am prins de zare, rămâne iară și a străi. Aceste tale în brață, din flori ardele dispărțim, din flori se naște o speranță, că poate iarăși revenim. Minunați, dar plebiți, pregători, de-a lungul anilor ați fost martori sau autori unor evenimente, unele așteptate cu interes de către elevi, altele de către profesori și părinți, unele greu de șters de memoria colectivă. Anii trec și noi rămânem cu multe amintiri frumoase lăsate de absolvenți. Oh,
Ca pentru ultima dată, aș vrea
să vă doresc să mergeți mereu cu capul în sus prin viață. Să nu vă fie frică de obstacolele căzute în cale. Ele toate sunt date pentru aceea ca să fiți mai puternici. Să nu vă fie frică să visați, dar nu uitați să puneți un pic de efort pentru a îndeplini visele sale. Nu există înălțim de neajuns. Există doar aripi prea scurte. Nu știu ce veți deveni fiecare în viață. Cineva va fi medic, cineva profesor, cineva croitoreasă, dar indiferent de profesia care vă veți alege, important să rămâneți oameni. Deci, dragi elevi, în sfârșit vreau să vă doresc, în primul rând, succes. Succes în viață și toate gândurile care vi le-ați pus să le realizați. Vă mulțumesc! Mulțumim primele redactori. Dragii noștri copii, parcă mai ieri v-ați despărțit de școala primară, de prima învățătoare și iată că astăzi vă vedem atât de frumoși, de mari, serioși, eleganți, maturi. Nu vă stăruiți să vă maturizați mai cât mai repede. Păstați copilăria în suflet, astfel viața e mai frumoasă. Noi, primele voastre învățătoare, astăzi vă îmbrățișăm și vă dorim un drum bun în viață. Așteptăm de la voi realizări frumoase ca să ne putem mândri alături de părinți. Să vă aibă în pază Dumnezeu și să reverse binecuvântarea sa asupra voastră. Estafeta la părinți. Așa că văd că niciun părinte, alt părinte, nu vrea. Nu îndrăznește, fiindcă toți, eu cred că, ar vrea astăzi să le spună un drum bun acestor copii, să le spună un mulțumesc la învățători, dar deoarece eu astăzi îndeplinesc două funcții și funcție de părinte, dați-mi voie, dragi elevi și din partea părinților, să vă doresc un drum bun în viață, să vă doresc să fiți cuminți ca fiecare părinte să aibă din partea voastră pe parcursul întregii vieți numai vești bune, numai lacrimi de bucurii. Noi vă mulțumim pentru că sunteți ai noștri, cu toate că uneori poate și vorbiți și nu ne auziți când vorbim, Ana. Nu tare că vorbim când alții vorbesc, dar în schimb să fiți cuminți în viață și să nu uitați niciodată de părinți, să nu uitați niciodată de învățători, să nu uitați de povestile pe care le-ați primit de la cele trei instituții care v-au călăuzit până în prezent, care au fost familia, școala și biserica. Și eu, din partea tuturor părinților, vreau în primul rând să vă doresc fiecare dintre voi să dobândiți cea mai frumoasă, cea mai însemnată profesie, profesia
de a deveni om. Să fiți oameni în viață. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc, fiindcă le avem prezente pe primele noastre învățătoare, să le mulțumim din suflet pentru că împreună cu părinții au contribuit și ne-au ajutat să putem educa acești copii minunați. Astăzi, privindu-le de multe ori, undeva am și multe emoții, deoarece am trăit împreună cu ei din prima clipă când au pășit pragul școlii până astăzi, la momentul absolvirii. La părinți aș vrea să vă doresc multă sănătate, tărie de caracter, răbdare și orice ce nu s-ar întâmpla în viață, să nu disperați nici când, să credeți cu tărie, căci numai decât pentru fiecare din copilul nostru, cândva va sosi aceea clipă hotărătoare a vieții, când se vor trezi ca dintr-un somn și își vor da seama că ceea ce am făcut până în prezent n-am făcut bine și vor începe o altă viață și vor deveni niște cetățeni buni de care vă veți mândri voi și noi ca părinți, ne vom mândri noi ca profesori și se va mândri întregul nostru sat. Mulțumesc din suflet la părinți, le mulțumim celor care au organizat această sărbătoare și vă dorim în continuare o seară plăcută.
sufli ochii ei ce dragi. Cum stai, lasă-mă, lasă-mă, ca mândra la sărută. Cum stai, lasă-mă, lasă-mă, ca mândra la sărută. Ahina, na-na-na-na-na, ca mândra la sărută. Ahina, na-na-na-na-na, ca mândra la sărută.
вас. Барабанный старый грантовый зал, заваленный экселями ни одного предмета. Я не знал, что репетиции и перед тобой пою, как раз мечтая в эту песню, не сумел внести все свои чувства, но всю жизнь я стал ушатать.
Thank you.
Все ерунда, пусть нас тут все не
Come baby,
cam mami colla. Io vengo dalla casa che tutti cantano, che si calendo io che mando la giancia. Io vengo di palanca, se che tutti cantano, che tutto il rapido e se giusto il cielo. Thank you.
cum e sau și când în viața. Rămân pe soarta de adis, dată de la Dumnezeu. Vesele erau, erau și dus, pe noi cântam mereu. Vesele erau, erau și dus, pe noi cântam mereu. Asta-i viața mea, ca o primăvară în zbor. Când de cântare, asta-i viața mea, ca o melodie zâmbeci amor. Când de ce de dor. Mai grande, mare, mai grande.
Cristifar, să te iei și Cristifar. Când treceam eu să ia dealul, când treceam eu să ia dealul, zboram la mândra mă cu calul, zboram la mândra mă cu calul. Și treceam dealul ce e din el, treceam dealul ce e din el, tot mai s-a dat voi din el, tot mai s-a dat voi din el.
disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Ah, ah.